Unitatea grupului a reprezentat unul dintre motivele pentru care Astra s-a încununat în acest an regina României la fotbal. Acest lucru s-a văzut și la petrecerea campionilor, acolo unde Astralii au făcut spectacol până în zori. Însoțiți de iubite, soții, copii, părinți sau chiar bunicii, jucătorii de la Astra s-au așezat la locurile rezervate, dar n-au putut sta acolo prea mult. Restaurantul s-a transformat rapid într-un veritabil ring de dans. Tonul bunei dispoziții a fost dat de Daniel Niculae și Florin Lovin. Astralii au dansat pe scaune. Șumudica a arătat că nu se pricepe numai la antrenorat. A cântat și dansat cu deja celebrul pachet de anticârcel în mână. Astra Giurgiu a devenit duminică de Paști noua campioană a României la fotbal după ce Steaua s-a împiedicat cu Pandurii. Astralii au învins apoi luni Dinamo cu 4-2 și au primit trofeul, medaliile și tricourile de campioni chiar pe teren, în fața giurgiuvenilor, pe acordurile imnului Champions League și hitului We Are The Champions.